Administrația Fondului pentru Mediu a prelungit sesiunea de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședință de județ până la data de 13 decembrie 2019. Obiectivul programului îl -ă reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică. Solicitanții eligibili sunt unitățile administrative teritoriale reședințe de județ, iar suma alocată sesiunii de finanțare este de 92 milioane de lei. Finanțarea se acordă în procent de maxim 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant sunt stabilite în funcție de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică. Suma maximă finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 de lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.